Un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost prins de polițiști în timp ce fugea pe stradă cu un topor în mână. Acesta și-a agresat fizic concubina și a distrus luneta unei mașini. Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele agresorului. Bărbatul a fost observat de 4 polițiști care se aflau în drum spre locul de muncă. La data de 13 mai, ora 15:50, 4 polițiști din cadrul secției Poliție Rurală cu Jmir, în timp ce se deplasau pentru a intra în serviciu, au observat în localitatea Roșior, comuna Vânători, un bărbat de 23 de ani care alerga pe stradă având un obiect tăios în mână. Polițiștii au reacționat imediat, imobilizând și încătușând persoana în cauză. Totodată, deposedându-l de obiectul respectiv, a transmis duminică IPJ Mehedinți. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că anterior bărbatul și-ar fi agresat fizic concubina și ar fi distrus luneta unui autoturism. Polițiștii au emis împotriva bărbatului ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. A fost întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, violență în familie și distrugere.